Bun găsit, stimați telespectatori, vă spune Teodor Curpaș la o nouă emisiune, Oameni și Fapte. Această emisiune o puteți urmări sâmbăta de la orele 21, marțea de la ora 16 și vinerea de la orele 22. Se poate urmări în județul Satu Mare, în Maramureș, în Sălaj, în Bistrița Năsăud, în Cluj, mai nou în toată țara. Se poate urmări și pe internet, accesând www.norvest-tv.ro. Sigur, nu vreau să sar peste un lucru foarte important. Emisiunea este preluată de către televiziunea italiană Casa Mia pentru a aduce aminte celor plecați din țară că am rămas totuși niște oameni extraordinari. Dovadă că astăzi sunt într-un loc minunat, într-un loc despre care îmi face plăcerea să vorbesc, pentru că mă simt admirabil. Am auzit și înainte despre Stâna de Vale, am și fost cu echipa Olimpia la Stâna de Vale în cantonament, dar ce am găsit astăzi la un complex turistic despre care directorul, amabil ca întotdeauna, pentru că l-am găsit și la Peștera Urșilor cu aceeași amabilitate, acest director va fi atât de darnic la vorbă să ne explice despre ce este vorba. Stimați telespectatori, vorbind despre un complex, vă închipuiți că nu vorbim despre un local sau vorbim despre o cameră de înoptare, ci vorbim despre un complex turistic dotat cu ceea ce se poate la ultimul răgnet. Stimate domnule director, vă mulțumesc mult că ne acordați atenție și aici, cum ne-ați acordat și la Peștera Urșilor. Suntem la Stâna de Vale, aici unde dumneavoastră coordonați o activitate atât de complexă. V-aș întreba, ce conține acest complex? Adică, ce puteți oferi turiștilor sau grupurilor care vin organizate, unei familii care vrea să vină să stea câteva zile aici? Ce puteți să oferiți? În primul rând, vă spun bine ați venit în inima munților Apuseni, mai exact în stațiunea Stâna de Vale, Hotelia Dolina. Vă povestesc despre acest complex cu atâta dragoste încât dumneavoastră, după ce vedeți ceea ce vă prezentăm, să trageți concluziile și cred că n-am vorbit vorbe goale. Ce oferim în special turiștilor? Cazare, restaurant, bază de tratament, toate clasificate la 3 stele, modernizate, partea de drumeții, trasee turistice. Deci cam tot ce cuprinde turismul românesc în ziua de azi. Montan. Stimați telespectatori, domnul inginer Fuliaș Marinel este mai zgârcit la vorbă, dar eu nu las și vreau să spun că, în primul rând, oferiți un aer cum nu s-a mai întâlnit. Da, vreau să spun. Am dreptate. Da. Din statistici și lucruri clar verificate, este cel mai ozonat aer din Europa. Înseamnă că sportivii pot veni aici cu încredere. Da. În mod deosebit sportivii. În special sportivii. Oamenii care au nevoie de ozon, care au nevoie de împrospătarea creierului. Da, cei care doresc au liniște. Normal, în Stâna de Vale se tratează cei cu probleme cu glanda tiroidă, bazedofu. Este cel mai propice aer pentru tratarea glandei tiroide. Se aude lumea treaba asta, da. Bine că spuneți. Știți, când am fost aici, nu arăta așa complexul dumneavoastră, cu ani în urmă. Acum văd că, aș spune că acest complex s-a dezvoltat exact ca în basme.
dintr-o dată l-am văzut renovat, făcut frumos, un hol de primire, împrejurul este totul organizat, civilizat, nu vorbesc de camere, nu vorbesc de restaurant, cum arată, de sala de primire, de bar, de terasele dumneavoastră. Totul este la superlativ și peste tot domnește ordinea, curățenia. Am întâlnit personalul dumneavoastră. Îi trimiteți la calificare, ce faceți cu ei? Pentru că, sincer vă spun, am văzut atâta bun simț în oameni, că rar fac multe emisiuni, vă rog să mă credeți. Chiar în complex turistic am fost. N-am întâlnit nicăieri atâta ospitalitate, o întindere de mână spre a te ajuta să te simți bine. Ce faceți cu ei? Cum îi selectați? Deci personalul este tot calificat, specializat pe funcțiile pe care le dețin. Deci ospătarul este specializat pe meseria lui, având cursuri de specializare, recepționerul la fel, directorul de hotel la fel. Deci cam totul ca la carte, cum se spune. Personalul este tot calificat, ce vă explicam. Ospitalieri trebuie să fim, fiindcă pentru asta ne-am ales meseria de turism, de a primi oaspeții, nu le spunem clienți, pentru noi sunt oaspeți. Ce frumos! Toți singurul cei care, om care spuneți, ne treacă pragul. Singurul om care spuneți că nu sunt clienți, sunt musafiri, sunt oaspeți. Extraordinar! Înseamnă că și faceți deosebire între clienți și musafiri. Da, cu siguranță, da. Dar noi mergem pe varianta și considerăm că toți, pentru cei care ne trec pragul, sunt oaspeții noștri și musafirii noștri. Ce frumos! Domnule director, eu vă rog frumos să mă iertați. Eu tot sunt curios și tot pun întrebări. Și să mă acceptați, pentru că acum chiar sunt curios. Dacă, de exemplu, o echipă din Satul Mare, o echipă, să zic, Olimpia Satul Mare, sau echipa de basket feminin, sau echipa de handbal masculin, sau elevii sportivi de la liceu cu program sportiv, vin 20-25 de oameni să stea 2 săptămâni la pregătire. Aveți condiții pentru asemenea grupuri? Și vă mai întreb ceva. Dacă vine un grup organizat pe o perioadă mai lungă, puteți să le faceți și reduceri? Eu nu vă întreb de prețuri, dar știți ce am observat la dumneavoastră? Că eu tot mă uit. Am observat că prețurile dumneavoastră sunt cu mult mai joase decât alții care sunt, cred, grozavi. Sincer vă spun, am observat că sunt mai joase. Eu mă bucur că e așa, pentru că am de gând să ofer sportivilor din județul Satu Mare, din Bistrița, Năsăud, din Cluj, din Sălaj, din Maramureș, să poposească aici. Chiar am să-i însoțesc pentru pe cei care îi interesează. De fapt, o să vadă și un număr de telefon pe micul ecran și se pot adresa dumneavoastră. Spuneți-mi, chiar puteți să le faceți și o reducere? Puteți să-i primiți pentru mai mult timp? Da, de ce nu? Grupurile organizate chiar din start, deci în urma discuțiilor, căs telefonice, în adresă de e-mail sau chiar direct aici, la grupuri organizate oferim o reducere până la 20% în tarifele de practicate, acum de cazare, masă, tratament, deci ceea ce m-ați întrebat referitor la cantonamente. De an bun, din anul 2000, de când am preluat acest complex hotelier, care l-am modernizat mult, l-am adus la standardul de 3 stele, am foarte multe echipe de fotbal care vin în cantonament, este renumită stațiunea Stâna de Vale, mai ales iarna, pentru aerul și zăpada, care avem un strat mediu anual undeva la 1,5 metri. Temperatura medie anuală e 5 grade, ceea ce nu știu dacă alte stațiune din țară oferă. Asemenea, 5 grade medie. Temperatura medie anuală. Da. Eu cred că mi-a spus multe lucruri și dăm de gândit la mulți antrenori, la mulți conducători de cluburi,
Eu m-aș adresa și directorilor de școli, m-aș adresa inspectoratelor școlare din județele despre care am vorbit, pentru că pentru olimpici, pentru cei mai buni elevi ai școlii, ai județului, la sfârșit de an sau în timpul anului școlar, poate să le ofere 5 zile, 10 zile aici, unde învață atâtea lucruri bune, chiar să-și mănânce civilizat, într-un spațiu civilizat, cu un tratament omenesc, liniște, o dignă, aer curat, împrospătarea creierului. Dar dacă, de exemplu, s-ar organiza un concurs între județe, între elevii mai multor județe, care să se desfășoare aici pe o durată de o săptămână și cu zile de recreere. Da. S-ar putea organiza. Ca și capacitate. Aveți spațiu. Avem spații undeva până în 300-350 de extraordinar. Locuri. Extraordinar. Mă bucur că spuneți așa. Eu, lucrând și în învățământ atâta timp, îmi dau seama că pentru un copil contează nu numai diploma, contează și felul cum te revanșezi față de eforturile depuse de copil. O refacere mai bună ca aici nici nu există. Eu vorbesc cu dumneavoastră așa pentru că m-a impresionat tot ce am văzut aici. Și sincer vă spun, vă felicit pentru ce ați realizat. Ar trebui numai un om care are rea voință, nu poate să nu vrea să recunoască ce ați făcut dumneavoastră. Este deosebit. Domnule director, deci se poate vorbi de o negociere la grupuri. Da, grupurile organizate beneficiază de reduceri până la 20%. Am spus, în funcție de numărul de zile, de solicitare serviciilor. Ce aș vrea să vă mai întreb? Trasee turistice. Există? Da, avem un număr de 16 trasee turistice marcate, omologate de către instituțiile abilitate, Salvamont, toate celelalte, care pleacă tot din Stâna de Vale, bine, la o oră, două ore, trei ore, cinci ore cele mai lungi, dus întors, deci fără să putem oferi inclusiv ghid montan dacă solicită grupurile organizate. Ce zic, cel mai frumos și cel mai aproape traseu turistic este Izvorul Minunilor, care se află la 300 de metri de stațiune, deci faimoasă apă, care o să mergem și să vedeți. Deci este una dintre cele mai pure ape din România. Așa este. Domnule director, când am intrat în complexul dumneavoastră, am văzut la parcare niște motociclete altfel. Pe patru roți. Pe patru roți. ATV-ul. Și așa, ce faceți cu ele? Deci ceea ce ați văzut dumneavoastră, normal, am un grup chiar în acest moment din Cehia, care au stabilit trasee turistice cu aceste mașinuțe, cum le ziceți dumneavoastră, ATV-uri se numesc, da. Pe baza GPS-ului, străbat cărările și potecile munților apuseni, vin totuși din Cehia să vină să vadă frumusețele României și în special. Se simt bine. Se simt ca și acasă. Extraordinar. Lucrez cu ei de 5 ani de zile. Deci, la ăștia, la musafiri ăștia, la musafiri ăștia le puteți spune și clienți. Da. La ăștia le puteți spune și tot clienți. Tot oaspeți. A, categorie. Cred că vă purtați cu ei deosebit. Da. Și se comportă civilizat. Foarte bine organizați, liniștiți, fără... Ăștia nu fac scandal. Nu. Nu. Domn director... Mă gândesc că după ce vin pe 20-40 de kilometri pe munte cu aceste mașinuțe, când ajung, abia așteaptă să mănânce, să odihnească. Așa este. Nu să așa este. De fapt, e o liniște extraordinară aici. Păi, asta am și dorit. Formidabil. Deci ne adresăm în special celor care vor liniște, care vor să-și încarce bateriile, adică clienților, turiștilor, ca să o luăm așa, sau oaspeților noștri, care vor efectiv să odihnească, să împrospăteze. Cei care vor să distreze în discoteci, în cluburi, n-au decât. N-au decât, da. Sunt, au
alte variante. Noi am mers pe varianta liniștii, odihnei. Eu merg cu întrebările puțin mai departe. Ce s-ar întâmpla dacă un grup din satul mare, grupul acesta, vrea să petreacă Revelionul la dumneavoastră? Și se anunță din timp, se interesează de preț, vin pe 5 zile sau 6 zile și își petrec Revelionul aici, recuperarea, se simt bine, puteți să le oferiți, da, așa noi, ceva? Mai ales în perioada Revelionului, undeva prin, de prin august, încep să vândă Revelioane. Da. Mergem pe pachet de servicii. Deci exact ce ați spus dumneavoastră. 4-5 zile, unde au all inclusiv, cazare, masă, tratament, distracție. Deci în cele 4-5 zile se simte ca și în propria familie. Dar dacă niște oameni, să zic, nu știu din ce localitate, vor să organizeze un botez aici, să sărbătorească botezul copilului, o masă de 30 de oameni. Da. Se poate organiza și asta. Condiția, am văzut că sunt lucruri extraordinare. Puteți oferi orice. Deci organizăm nunți, organizăm botezuri, deci tot ce dorește clientul nostru. Clientul, ca. Inclusiv partea de afară, cum ce mi-ați zis despre tinere, despre copii, foc de tabără, barbecue. Suntem deschiși oricărei. Știți, am mai găsit și am pus întrebarea. Dacă, de exemplu, vin familii cu copii și la un moment dat o familie stă soț-soție într-o cameră și are și un copil de 7 ani, de 5 ani. Cum procedați? Deci, în moment ce două persoane plus copilul, noi, normal, până la vârsta de 12 ani, nici nu îl taxăm nici la masă, nici la cazare, la absolut nimic. Sunteți extraordinari. Mai spuneți o dată, că n-am înțeles. Deci vine familie, mama, tata, mama, tata cu copil. Și copilul până la 12 ani, nu îl taxăm nici la masă, nici la cazare, la nimic. Încă îi asigurăm un pas suplimentar dacă solicită părinții, dar în special majoritatea părinților se descurcă. Normal, camerele o să le vedeți, sunt... O să-mi permite mari, să luăm imagini și din camere și de la restaurant, de peste tot. Da. Da, vă mulțumesc mult. Deci, pentru mine este o surpriză. Vine mama, tata și un copil și nu taxați copilul nici la cazare, nici la mâncare. Este extraordinar. Păi un beneficiu mai mare. Mama și tata, nu? Extraordinar. E, chiar e un lucru formidabil. Am văzut că aveți un bar elegant, aveți recepția cu personal deosebit. Am văzut, am tras cu ochiul la sala de restaurant, vopsită în culori atractive, cu niște steluțe frumoase, cu televizor, cu condiții, cu ieșire pe terasă. Terasa aia chiar o folosiți? Cer oamenii să meargă pe terasă? Este o plăcere. E o plăcere. Și vezi numai brad în jurul tău? Exact, pe terasă, sunt mirosul de brad. Mai că dacă întinzi mâna mai lung, să mângâi crengele bradului. Și am văzut un peisaj extraordinar. Am văzut un păreaș care vine spre dumneavoastră frumos, este multă viață. Este normal, este apa din izvorul minunilor. Deci apa aia, deci minerală. Deci apa liberă, apa minerală. Este singura stațiune din țară care este alimentată cu apă plată din izvorul minunilor. Deci sursa de alimentare a stațiunii este sursa de apă plată, izvorul minunilor. Cum procedați iarna? Mă refer, se ajunge greu sau nu? Nu, din Strâna de Vale, normal, drumul este drum județean, dezăpezit în continuu, deci asfaltat. E asfaltat, e o secție a drumurilor care staționează toată iarna în Strâna de Vale, deci în momentul când ninge, pornesc la dezăpezit la vale, nu invers, altfel
Întotdeauna să faci o oră pe urcare sau 20 de minute pe coborâre. Așa este. Ca să dăm posibilitatea turistului să vină, să urce. Deci nu am avut probleme din 2000. Drumul este deschis. Acum se poate întâmpla o oră, două, ceea ce este normal în toată țara. Deci nu știm cât dă Domnul de sus și o oră, două, dar nu am avut probleme până acum să rămână zi pe zi, de azi pe mâine sau toate cealaltă. Dacă, de exemplu, vin turiști sau grupuri și vor să și schieze, au unde schia? Da, deci avem o pârtie de schi, e o pârtie ușoară, nu? 640 de metri pentru mediul începător. Deci tocmai bună pentru începător, pentru copii, când vin părinții să odihnesc și copilul are și partea de agrement, deci poate să meargă să schieze, să-l privească de aproape, deci avem pătin de iarnă, mai oferim spre, cum să le spun eu acum, ca și parte de agrement. Sunt snowmobile de închiriat, acele motoare cu tălpi. Da. De a urca pe munte, să vezi frumusețele naturii, deci să ne uși. Aveți posibilități. Avem și pentru copii, iar tot așa am trei ponei chiar frumoși cu săneuțe de plimbe copiii, deci tot felul de lucruri. Păi. Încercăm, adică să... Încet, încet îmi spuneți de toate, domnul director. Încet, încet îmi spuneți de toate. Foarte interesant. Eu mă gândesc și la spitale unde medicii sunt foarte închiși și după ce îl vindecă pe... vindecă parțial, îl scoate din impas pe un bolnav, trebuie să-i recomande o zonă unde să se simtă bine, de recuperare, cu aer curat, mai frumos ca aici nici nu există și mai propice. Ce pot să vă spun și... adică, vedeți, noi asta, am contract și cu Casa Națională de Pensii. Foarte bine. Deci am dat posibilitatea în acest hotel la 3 stele ca și pensionarul să beneficieze de aceste condiții și tratamente, deci 16 zile, toți pensionarii din țară, deci avem contract, vă adresează caselor naționale de, caselor județene de pensii și pot să vină în stațiune în Stâna de Vale 16 zile. Chiar o să care rog, plătește 50% din pensie. O să rog pe cu recomandarea directoarea medicului, noastră Jenica de la Casa de Pensii. Da, și din an, o să rog să dea curs eliberării de bilete, de tratament. Bilete de odihnă și tratament. De odihnă și tratament, de aici. Deci există, deci și posibilitatea. 20 de bilete pe serie, 16 serii, deci tot anul. Acum, în funcție de solicitări spre Casa Națională a caselor județene, să eliberează aceste bilete. Deci noi îi așteptăm din toate colțurile țării. Deci sunt bilete pe Timișoara, pe Arad, pe Satul Mare, pe București, deci în funcție, nu sunt exact numai pe Bihor sau alte județe, da. Deci este foarte de solicitări. Bine. Deci foarte pensionare, bine. Cei cu probleme special, v-am spus, cu bazedoful, nevroza, sunt cele de bază, tratamente care se fac cu succes în Stâna de Vale. Este extraordinar. Domn director, tot aflu lucruri așa. Mi-a venit în minte că în orașul Ardut din județul Satu Mare există o formație de sportivă de lupte cu rezultate excepționale, cu vicecampion mondial, cu fel de fel de campion național și întreținută de primărie. Avem un primar foarte isteț, Duma, care iubește sportul și a făcut eforturi să întrețină și întreține echipa. Și tot îi trimite aici, acolo, în cantonament. O să-i recomand ca trupa asta de 50 de sportivi să vină aici și am să-i și conduc, pentru că sunt meritoși, niște copii cu minți cum n-am pomenit, să știți că sportivii, în general, sunt educați. Da. Educația prin sport este trainică, este cea mai solidă. Sunt respectoși, știu să salute, dacă vezi când vorbește cu tine, își ia și poziția ordonată, te respectă, e un lucru extraordinar. Eu vă mulțumesc că vă gândiți la treburi din astea și nu mi-a spus nu
la tot ce am vorbit. Mi-a spus, da, se poate, sigur. Sunteți... Nu există cuvântul în turism, cuvântul nu. Ce frumos. Nu se poate. Găsim soluții, găsim nici variante. Nici m-am gândit că dumneavoastră, inginer fiind, să fiți atât de cald în ofertele dumneavoastră, pentru că, sincer, este o surpriză plăcută pentru mine și chiar vă mulțumesc că ați fost atât de degajat și ați discutat cu mine atâtea probleme. Și acum, văzând că, cunoscându-vă acum bine, eu spun că bine, și văd gândirea dumneavoastră, permiteți-mi să vă întreb și alte lucruri legate de omul, inginerul care trăiește în societate în zilele noastre, se lovește de toate lucrurile, cunoaște oamenii cu bucuriile, cu necazurile, cu frământările lor. V-aș întreba un lucru. Sigur că tot ce am văzut la dumneavoastră este o bogăție a naturii, plus completată cu munca dumneavoastră, cu gândirea dumneavoastră. Totul este frumos, totul este plăcut. Domnul inginer, țara asta e atât de bogată, atât de frumoasă. Are zăcăminte minerale, are ape, are lacuri, are munți, are mare, are tot ce tot doriți, are inteligență. De ce pleacă oamenii de la noi? Pleacă ingineri, pleacă doctori, pleacă profesori, pleacă preoți, pleacă olimpici. Ce se întâmplă? De ce? Uitați, noi suntem în Uniunea Europeană de 7 ani. Și nevoia, vă spun direct de ce pleacă. Nevoia. Nevoia. Ați răspuns printr-un cuvânt extraordinar. Nevoia îi face. Da. Suntem pe ultimul loc în Uniunea Europeană la nivelul de trai. Și păcat. Vă mulțumesc că mi-ați răspuns atât de simplu, dar complet. Nevoia. Nu e momentul să ne trezim la realitate, să-i reținem pe oamenii ăștia în care am investit atât de mult, să-și pună mintea la contribuție pentru țară. Da, pentru a duce mai departe. Da. Eu, sincer vă spun, mi-a făcut mare plăcere să vorbesc cu dumneavoastră. Am spus și dincolo, pentru mine este o onoare că v-am cunoscut. O spun că ne vede atâta lume, atâta lume ne urmărește, nici nu vă închipuiți. Și o spun deschis, să dea Dumnezeu să avem oameni din ăștia cât mai mulți, să facă atât de bine, lucruri bune. De fapt, emisiunea se cheamă Oameni care fac fapte bune pentru alții. Dumneavoastră faceți atâtea lucruri bune, încât, cinstit, am intrat la recepție și am întrebat despre dumneavoastră. Am întrebat pe o ospătăriță, nu știa de ce întreb. Și mi-a vorbit cu atâta limpezime și clar, cu satisfacție că îi conduce un om despre care eu am părerile pe care mi le-am spus. Domnul director, vă mulțumesc mult. Îmi cer permisiunea să ne lăsați pe mine și pe Radu să intrăm cu camerele și să filmăm. Și să nu creadă lumea că am vorbit eu în vânt, o să le și arat. Imaginele vorbesc. Categoric. Faptele... Așa este. Domn director, se văd și rămân... Vă mulțumesc. Și permiteți-mi... vă mulțumesc pentru că ne-ați trecut pragul, ați venit să vedeți. Sunt un chiar dacă suntem sunt în vârf, un musafir. Sunteți un musafir, chiar dacă suntem în vârful muntelui, suntem și noi totuși primitori. Sunteți niște oameni deosebiți. Vă mulțumesc mult, vă doresc sănătate multă, forță, doresc, așa cum v-am spus dincolo, să aveți mulți, mulți prieteni și prieteni adevărați să rămân pentru toată viața. Stimați telespectatori, iată că am parcurs o discuție foarte interesantă, am aflat lucruri extraordinare, dar le-am aflat pentru dumneavoastră, pentru începând de la medici și până la conducători de cluburi și inspectorate școlare și, dacă vreți, grupuri de oameni care doriți să vă simțiți bine, să veniți aici, la Stâna de Vale, la Iadolina, veți vedea dumneavoastră o primire extraordinară și un sejur fantastic. Până la o nouă întâlnire, Teodor Cupaș vă spune la bună revedere!